Da, așa penibil cum îl numește pe Nicolae Ciucă, domnule Fenechiu, Marcel Ciolacu tot cu el în turul 2 vrea, vrea să, să dueleze. Bun, acum un uh, clasic al uh, unei perioade mai vechi spunea că vorba e dat omului că să-și ascundă gândul. Eu sunt convins că domnul Ciolacu arde de răbdare să intre cu Nicolae Ciucă în turul 2. Dar e cool să spună că își dorește cu Nicolae Ciucă. Ciolacu știe foarte clar că Nicolae Ciucă îl spulberă într turul și spune că își dorește cu Nicolae Ciucă pentru că dă bine. Ciolacu, în esență, își dorește să intre cu Simion și eu cred că va face tot ce depinde de el și de cei care îi sunt apropiați ca Simion să intre într-o Așa cred eu. Ce o să mai facă de acum încolo? Ca nu să știu. ajungă să... Sunt 20.000 de, mii, la sunt nu... 20 de, mii de voturi. Da? 20.000 de secții. Există teorii care spun că PSD-ul va da în fiecare secție de vot un număr de voturi aurului. Avem informații că în să se lucrează la povestea asta. La mine în Bacău, de exemplu, înțeleg că nu se lucrează la povestea asta pentru că nu toți psd intră în această combinație. Deci noi discutăm speculații în momentul de față. E posibil ca ce spun eu astăzi, în momentul ăsta, să nu fie un adevăr, să fie pur și simplu o speculație. Vom vedea după alegeri. Eu cred că finala va fi Chucă-Ciolacu. Și cred că Ciucă va fi viitorul președinte al României. Da, Așa cred eu. E speculat. Domnul Zetea probabil că are o altă opinie. Păi nu, vreau să întreb pe domnul Zetea dacă...